Președintele Asociației Orașelor Ucrainene și primarul orașului Kiev a lansat împreună cu președintele Comitetului European al Regiunilor o amplă inițiativă menită să pregătească tabere de vară pentru copiii ucraineni în orașele și satele europene. O astfel de tabără a ajuns și la noi în Mehedinți, în comuna Ponoarele. Inițiativa se adresează copiilor și tinerilor de vârstă școlară aflați în ciclul primar, gimnazial și liceal între 6 și 17 ani și îngrijitorilor care îi însoțesc, care vor avea șansa de a sta cu colegii lor și de a primi sprijin psihologic specific pentru a le echilibra starea emoțională și a le distrage atenția de la experimentele traumatizante. Sunteți pentru prima dată în comuna Ponoarele? Eu personal nu, sunt de mai multe ori, sunt chiar mehedințean, dar am adus copii în tabără de vară în Drobeta și astăzi avem activitate făcută la Ponoare. De unde sunt copiii? Copiii sunt din Ucraina și în prezent stau în România, în Constanța, și au venit să cunoască și alte părți ale țării și am ajuns la Drobeta. Pentru câte zile sunteți aici și ce anume vreți să vizitați în continuare? 5 zile au venit în tabără, mâine o să plecăm și ieri am fost pe Clisura Dunării, am fost în oraș, în muzee, cetatea medievală, i-am dus să cunoască și alte părți din România. Ce părere au copiii despre zona de nord a Mehedințului? Sunt încântați și au ieșit în natură, urmează să ducem în peșteră și să se joace și cu tiroliana, așa că sper că va fi totul ok până la urmă. Costurile șederii copiilor în tabără, inclusiv călătoria și activitățile din timpul taberei, sunt acoperite de autoritatea locală regională gazdă, cu implicarea eventuală a partenerilor privați locali. Asociația Orașelor Ucrainene se ocupă în strânsă cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu autoritățile europene gazdă de procedurile administrative necesare pentru călătorie, precum și de șederea în localitatea de primire. Hello, what's your name? Roman. Where are you from? Ucraina. Do you like Romania? Yeah, very like it. Here is very beautiful. What did you like most Romania? Mountains. I have a grandma from Russia, and I don't like Russia. I like Russia, but don't like people who do war. And Russia is so beautiful, but not very good people there. O astfel de tabără a ajuns și la noi în județul Mehedinți, mai exact în comuna Ponoarele. Persoanele care participă la această tabără ne-au relatat că se simt foarte bine în România și că au reușit să viziteze câteva locații foarte frumoase. Aceștia au fost bucuroși să observe cât de frumos au fost primiți de către cetățenii și autoritățile române. De asemenea, aceștia au mai spus că au rămas surprinși de toate frumusețile naturale pe care le-au vizitat până acum în județul Mehedinți și că și-ar dori să revină. The people of Romania is okay? Yeah, they are very kind because we have got war in Ukraine, and they say we can come and we live in house. They give to us house, and it's all okay. După invazia rusă din Ucraina, sute de mii de ucraineni, în special femei cu copii, s-au refugiat în România, iar autoritățile române au dorit să le facă șederea mai plăcută la noi în țară prin intermediul acestor tabere. La revedere!